Fiind ministru, ați încălcat vreodată legea? Eu consider nu. Dumneavoastră ați fost șantajat vreodată de Vlad Filat sau orice alt politician din Moldova? Nu. S-a încercat cu acest dosar să fiu șantajat pe deciziile la BEM. N-a mers. Dumneavoastră cunoașteți numele adevăratului regizor al schemei de preluare a sistemului bancar despre care ați vorbit în scrisoarea de astăzi? Cred că procuratura ar putea să dea răspuns. Dumneavoastră cunoașteți? Da, presupun că sunt mai mulți. Aceștia sunt Vlad Plahotniuc, Vyacheslav Platon și Vlad Filat? Sunt persoane care au o doză mare de participare în asta. La ora actuală, Republica Moldova este controlată de Vlad Plahotniuc? Presupun că da. Republica Moldova este un stat capturat? Categoric da. Regretați că ați făcut parte din acest sistem captiv? Eu mi-am făcut meseria și... Nu, Da sau nu? Nu, eu mi-am făcut meseria așa cum scrie legea și cum am avut educația profesională necesară. Adevărat să vinovați ai furtului de la BEM vor sta vreodată în închisoare? Eu sunt cu speranța că da.